Bine v-am regăsit, dragi copii, la această emisiune Povestirile biblice prin viață, în cadrul căreia, cu această metodă inedită a povestirilor în schițe și culori, încercăm împreună să aducem Biblia și povestirile deosebite de acolo la viață, adică să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și ce a vrut Dumnezeu de la oamenii cu care a lucrat în vremea aceea. Astăzi, de asemenea, va fi o povestire interesantă despre... Hai să vedem! Vă spuneam și data trecută că povestirile despre Iacov nu se opresc acolo și într-adevăr așa este. Iacov de acum înainte va fi în centrul atenției multor povestiri de acum înainte. Ei bine, de data aceasta el face o faptă mai puțin onorabilă și nu este neapărat inițiativa lui. O să vedeți de ce spun asta. Așa cum vă spuneam data trecută, Iacov avea un frate Esau, ei au fost gemeni, dar așa cum se întâmplă uneori, acești gemeni au fost foarte, foarte, foarte diferiți. Vă spuneam și data trecută că erau foarte diferiți. Lui Iacov îi plăcea mai mult să stea pe lângă casă, să o ajute pe mama lui Rebecca, iar lui Esau îi plăcea să meargă, să vâneze, să facă mâncare extraordinar de bună din acel vânat, iar părinții erau și ei împărțiți. Deși nu e cea mai bună idee într-o familie, mama Rebecca îl iubea foarte mult pe Iacov și Isaac, tatăl, îl iubea foarte mult pe Esau pentru că îi plăcea tare mult mâncarea pe care o gătea atunci când aducea vânat de la vânătoare, acolo unde mergea el. Ei bine, într-o bună zi, Isaac, care se apropia de o vârstă destul de înaintată, s-a gândit că ar trebui să-i dea binecuvântarea întâiului născut, care era Esau, și el știa că este Esau și Esau într-adevăr era, dar Esau își vânduse dreptul lui Iacov, dacă voi vă mai aduceți aminte din episodul trecut. Și tatăl lor, Isaac, fiind înaintat în vârstă, s-a gândit, trebuie neapărat să-l chem pe fiul meu, Esau, să îi dau acea binecuvântare de întâi născut, ca nu cumva să mor și să n-apuc să-i dau binecuvântarea. Zis și făcut, l-a chemat pe fiul său, la el, l-a chemat să-i spună care este planul, dar nu numai care să-i spună ce planuri avea, ci l-a și rugat să-i facă o favoare. Și anume, favoarea era ca fiul său vânător, Esau, primul născut, da? Să meargă la vânătoare, să aducă un vânat gustos, delicios și să facă o mâncare bună, 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 bună cu care să meargă la tatălui, ca tatălui mai apoi să-i dea binecuvântarea. Nu era neapărat ăsta un obicei sau nu era o condiție, doar că avea el o poftă mare de mâncare aceea bună pe care Esau o făcea. Și tatăl i-a spus, eu îți voi da binecuvântarea ta de întâi născut, binecuvântarea tatălui. Doar că, ce să vezi, lângă cort se afla Rebecca, mama copiilor și soția lui Isaac, da? Era Rebecca și normal că din cort se aude ce vorbești, nu? Și ea a auzit că Isaac i-a spus lui Esau să meargă repede și să vâneze, să facă o mâncare delicioasă și să se întoarcă repede cu ea ca să fie binecuvântat. Și ce credeți că a făcut Rebecca? Imediat după ce a auzit cele vorbite de Isaac cu Esau, imediat s-a grăbit să-i dea de veste lui Iacov. Uite ce se întâmplă, dar lucrurile se întâmplau exact așa cum trebuiau să se întâmple, da? Doar că, așa cum vă spuneam, din cauza că Rebecca îl iubea mai mult pe Iacov,
Ea voia ca binecuvântarea de întâi născut să-i vină lui Iacov, să fie al lui Iacov, nu al lui Esau. Deși Esau era întâiul născut, da? De drept ar fi fost binecuvântarea lui Esau. Așa că Rebeca l-a chemat pe Iacov la ea și i-a spus, uite ce trebuie să faci. Tatăl tău vrea să-l binecuvinteze pe fratele tău, așa cum era și normal de altfel, da? Dar tu, uite, ascultă ce-ți voi spune eu. Ascultă ce-ți voi spune eu, că el oricum este bolnav, nu o să știe el foarte multe ce se întâmplă. El nici nu vedea foarte bine în acea perioadă când era bolnav. Isaac nu mai vedea foarte bine, așa că doar auzea și poate eventual își putea folosi simțul tactil, da? Să atingă lucrurile și poate să miroase, dar nu vedea bine și Rebeca se gândea că va fi foarte ușor să îl înșele. Astfel că i-a spus lui Iacov, du-te repede și prinde ceva din grădina noastră, din curtea noastră, un puiuț de căpriță sau o oiță, un berbecuț, prinde ceva și o să gătim ceva pe gustul tatălui tău care e bolnav și așteaptă și te vei duce la el să-i duci mâncarea dându-te drept Esau. Wow, oare lucrul ăsta o fi plăcut înaintea lui Dumnezeu? Oricum, Rebeca și-a pus în practică acest plan și l-a trimis pe Iacov să facă lucrul ăsta. Iacov a adus un animal, repede Rebeca l-a gătit, cum știa că îi place lui Isaac, l-a făcut după o rețetă foarte delicioasă și să știți că Iacov s-a codit un pic așa, a avut îndoieli. Mama, oare va fi bine să fac asta? Esau are mâinile foarte păroase, cum o să rezolv asta? Tatăl meu știe mirosul lui de vânător, știe că e păros, știe toate lucrurile, o să-i cunoască vocea, va ști că ceva nu e în regulă. Și Rebeca îi spune, du-te liniștit, lasă că eu mă ocup de toate, eu o să am grijă de toate aceste detalii, tu du-te liniștit și dacă se întâmplă ceva, blestemul și urmările, consecințele să cadă asupra mea. Asta i-a spus Rebeca lui Iacov și l-a încurajat practic să meargă și să-l mintă, să-l înșele pe tatăl său care era bolnav și care nu vedea, dar toate celelalte simțuri le avea încă bune. Hai să vedem oare ce se întâmplă. Zis și făcut. După ce a făcut mâncarea, Rebeca l-a trimis repede pe Iacov la Isaac și a spus, du-te și prezintă-te ca fiind Esau. Probabil că Iacov avea niște emoții, se temea, oare mă descoperă, oare ce va fi, ce îmi va zice? Și s-a dus la tatăl său cu mâncarea pregătită de mama, pe mâini și a pus niște piele de capră ca să fie mâinile lui păroase ca al lui Esau și a dus mâncarea la tatăl său și a intrat acolo și a spus, hai, ridică-te și mănâncă, tată, uite, ți-am adus mâncarea. Și să știți că Isaac a avut îndoieli, l-a chemat aproape să-i simtă mirosul, dar era îmbrăcat cu hainele lui Esau. A vrut să-i pună mâna pe mâini să simtă părul, dar avea pielea de capră. Vocea puțin îl dădea de gol pe Iacov, dar totuși Isaac a fost până la urmă înșelat și a dat binecuvântarea, mare binecuvântare, multe binecuvântări legate de viața lui ce urma, de urmași, de toate cele i le-a dat lui Iacov. Și textul acesta, dacă vreți să-l căutați în Biblie, îl găsiți la Geneza, capitolul 27 și versetul cheie, versetul pe care noi am vrea să-l reținem astăzi, se află în Geneza 27 cu 29b. Blestemați să fie toți cei care te vor blestema și binecuvântați să fie cei care te vor binecuvânta. Asta era o mare binecuvântare pe care Isaac i-a dat-o lui Iacov. Dar lucrurile nu se opresc aici. Să știți că a venit acasă, a venit și Esau acasă, a pregătit și el o mâncare și s-a dus, dragul de el, fără să știe ce se întâmplase în lipsa lui, s-a dus și el să-i o ducă tatălui său și probabil grăbit și încă mai gâfâind cum s-a grăbit să vină repede cu mâncarea, s-a dus la Isaac și a spus, gata, tată, am ajuns, am venit să-mi dai binecuvântarea ta. Și Isaac i-a spus,
ce se întâmplă? Eu deja am dat binecuvântarea lui Esau. Fiul meu Esau a fost deja aici. Tu cine ești? Și Esau a spus, nu, eu sunt tată. Ce ai făcut? Și a dat seama că a fost înșelat. Și a dat seama că trăiește o minciună. Avusese loc o minciună sfruntată între cei doi frați, pusă la cale de mama în mod deosebit, dar dusă la îndeplinire de Iacov. Și el fusese înșelat amarnic, da? Și cu tristețe i-a spus tatălui său, da, tată, măcar mai dăm și mie, nu mai ai nicio binecuvântare pentru mine, te rog, n-ai lăsat ceva pentru mine. Tatăl, neștiind în ce situație urma să fie pus, i-a spus, nu mai am, fiule, tu o să alergi pe pământul acesta, nu o să ai un loc stabil, o să-ți fie mai greu, toată binecuvântarea am dat-o fratelui tău. Și bineînțeles că Esau s-a supărat foarte, foarte, foarte tare, s-a mâniat foarte tare și a spus, o să-l omor pe fratele meu când îl prind. Atât de tare m-am supărat că m-a înșelat. Bineînțeles că Rebecca a auzit toată această discuție și a făcut din nou planuri împreună cu Iacov ca el să fugă, să nu rămână în calea lui Esau și să fie omorât, că n-ar fi dorit să fie omorât. Și astfel se încheie povestea de astăzi, o poveste nu atât de fericită ca alte dăți, cu un sfârșit atât de fericit, dar o să vedeți că în continuare Dumnezeu aranjează lucrurile într-un mod extraordinar pentru ca mai apoi, în viitorul care va urma, lucrurile să intre înapoi pe făgaș și binecuvântarea lui Dumnezeu să cadă peste acești oameni care sunt strămoșii poporului Israel de astăzi, strămoșii poporului ales de Dumnezeu, pe care și astăzi îl declară ca fiind popor al său. Dar ne oprim cu povestirea aici deocamdată și vom continua data viitoare. Până atunci vă doresc ca să rămâneți aproape de Dumnezeu, să spuneți întotdeauna adevărul și să-L iubiți pe El mult, 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 mult de tot. Până data viitoare, toate cele bune! La revedere!